Duminică CS un Neptun deschide returul play-off-ului Ligii Naționale de Handbal Feminin. După cum arată însă clasamentul, acestea nu vor fi ultimele 5 partide ale sezonului pentru echipă. După eșecul de la Deva, CSU Neptun Constanța a revenit în forță și a câștigat joi fără probleme duelul important cu Unirea Slobozia, scor 23-14, contând pentru etapa a 5-a din play-out-ul Ligii Naționale de Handbal Feminin. Acum constanțencele au nevoie ca de aer de un punct în deplasare, dar și să-și câștige meciurile de acasă cu HCM Râmnicu Vâlcea și Cetatea Deva, echipă care a coborât pe locul secund după înfrângerea de joi de la Cluj, în condițiile în care Mureșul Târgu Mureș continuă să facă figurație, fiind deja retrogradată. Fără punct în deplasarea de la Cluj, dar cu victorii în meciurile de acasă, constanțencele vor fi condamnate în ultima rundă să obțină un rezultat foarte bun la Slobozia, pentru că în condițiile unor rezultate normale CSU și CSM se vor afla la egalitate de puncte înainte de meciul de pe 31 mai. Însă până la partida de peste două săptămâni, CSU Neptun primește duminică la ora 12 replica formației HCM Râmnicu Vâlcea, care s-a impus în meciul tur cu 24-22 și care are avans de un punct în fața constanțencelor cu perspectiva de a juca la rândul meci de baraj pentru rămânerea în Liga Națională. Indiferent de rezultatul meciului de duminică, însă este evident că deznodământul acestui play-out se va afla abia după ultima rundă.